Un kilogram pus după masa de Crăciun, al doilea după Revelion. Așa se face că cernavodenii au intrat în 2014 cu greutate. Nu este totul pierdut, și-au spus cei care au exagerat cu caltaboșii sau friptura și au ieșit să facă mișcare în aer liber. Cu mic cu mare, aceștia au luat cu asalt centrul civic al orașului. Atât adolescenții, cât și cei trecuți de prima tinerețe au ieșit să se plimbe și să mai scape de câteva kilograme. Ne punem la cură de slăbire și mai vedem. Ce o să faceți? O să mâncați mai multe legume, fructe? Sau? Legume, fructe, mâncam și înainte, dar cu Crăciunul am exagerat un pic și se vede și la mers acum. Bineînțeles, bineînțeles, prin mișcare, prin sport, mai dăm jos din calorii. Cred că ar trebui să fim cumpătați la orice, nu numai la mâncare. Pentru a scăpa de surplusul de grăsime acumulat în perioada sărbătorilor, specialiștii recomandă cel puțin 30 de minute de mișcare pe zi. De asemenea, dacă dorim să se vadă rezultate, trebuie să îmbinăm mișcarea cu un regim alimentar sănătos, fără grăsimi și bogat în nutrienți. În scurt timp este posibil însă ca zelul cernavodenilor să treacă, mișcarea să fie din nou pe plan secund, iar obiceiurile nesănătoase să revină în forță în viața cotidiană.